Bună ziua, mulțumați cetățeni! În mod deosebit, mulțumați și respectații agricultori a Republicii Moldova. De ce în mod deosebit? Pentru că noi suntem Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și îi reprezentăm pe ei și suntem implicați plenar în soluționarea și în soluționarea problemelor care îi slăvesc zi de zi. Evident că anul 2022 este un an extrem de grav, greu, aș spune, câteodată insuportabil pentru tot poporul Republicii Moldova. Criza energetică a dus în consecință și duce în continuare la sărăcirea masivă a populației. A scăzut capacitatea de cumpărare a cetățenilor din Republica Moldova. Crește gradul de anxietate și frică a cetățenilor față de prezent și de viitorul lor. Dar, mulțumesc cetățeni, în toate aceste timpuri, în acest timp extrem de greu și în această problemă, Guvernul Republicii Moldova, în fiecare zi, prin toate ministerele sale și acțiunile sale, este preocupat de găsirea de soluții pentru fiecare problemă, în mod sigur, ca să permitem reducerea din consecințele atât de grave la toate evenimentele extrem de negative care au loc în împrejurul nostru zi de zi, că vorbim de regiune, că vorbim în plan global. Și evident că în parcursul în fiecare noi avem ca și susținere țările din Uniunea Europeană. Noi nu mai suntem o țară singură, noi suntem o țară candidat la membru Uniunea Europeană și evident că avem susținerea plenară a țărilor din Uniunea Europeană și în mod special România, care este alături de noi, ca întotdeauna, în toate momentele extrem și extrem de grele, pe parcursul nostru foarte nevoieși și greoi, de apropiere spre Uniunea Europeană. După mai multe întâlniri cu cele 28 de comitete constituite pe lângă Ministerul Agriculturii, evident că Ministerul Agriculturii din luna iulie, cunoscând situația reală a agricultorilor și problemele cu care ei se ciocnesc, au întreprins un șir de măsuri. Evident că ele nu se pot întâmpla dintr-o simplă din condei, ele trebuiau discutate și negociate cu băncile comerciale, trebuiau discutate și negociate cu inspectoratul fiscal, pentru că atunci când aduce o modificare, ea atrage după sine cu siguranță schimbări și în mod sigur înrăutățirea situației altor agenți economici despre care noi tot trebuie să ținem cont, pentru că Guvernul Republicii Moldova reprezintă toți cetățenii din Moldova, toți agenții economici și noi vedem problemele în complexitatea lor și vedem consecințele extrem de grave care pot fi aduse dacă să aibă loc modificări negândite, neanalizate și dacă nu se țin cont de importanța tuturor în lanțul valoric economic al Republicii Moldova. Eu astăzi am venit în fața voastră să vă povestesc despre unele decizii finale care s-au luat, sunt niște măsuri premergătoare care țin cont de situația extrem de gravă și grea a agricultorilor din Republica Moldova, pentru că pe lângă seceta din acest an, starea gravă s-a amplificat și cu prăbușirea prețurilor în bazinul Mării Negre, vorbim de România, Bulgaria și Republica Moldova, și parcă de nu era de ajuns prăbușirea prețurilor și tranzacțiile s-au micșorat în număr extraordinar de mare. Deci noi suntem axați pe rezolvarea problemelor în vederea susținerii și luării de măsuri, evident cu rezultat benefic pentru agenții economici care lucrează în Republica Moldova pe dimensiunea agrară și evident că vorbim de consecințele secetei din 2022 și de amortizarea acestor probleme. În primul rând, eu aș vrea să vă informez despre măsurile întreprinse pentru reducerea impactului majorării ratelor la credite. Urmarea unei serii de ședințe tematice cu reprezentanții instituțiilor de profil privind examinarea cerinților de reclasificare a condițiilor de creditare în agricultură pe 19 august anul curent, Consiliul de Supraveghere, Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, a luat decizia de diminuare pentru o perioadă de 6 luni cu 8,5 puncte a ratelor de reacreditare anuale flotante pentru lei moldovenești în cadrul proiectului îmbunătățirii capacității pentru transformarea zonelor rade și aici vorbim în mod special despre proiectul IFAD, Livada Moldovei, acolo unde agricultorii din Republica Moldova se îndatorează.
Deci se aplică această prevedere de scădere cu 8,5 puncte proactuale, începând cu data de 25 august 2022. Așa că, mulți stimați agricultori, vă rugăm să țineți cont că această decizie a fost luată și rata care de astăzi ați fost informați că a avut loc majorarea ratei dobânzii, ea evident că începând cu data de 25 august va fi micșorată cu 8,5 puncte procentuale. Evident că Ministerul Agriculturii va schimba și programul de subvenționare prin regulamentul nou care va fi aplicat cu dublarea cel puțin a sumei care este subvenționată la dobânzi conform hotărârii Guvern 455 și a regulamentului de subvenționare în agricultură. Toate aceste măsuri sunt făcute pentru reducerea impactului extrem de negativ și de la majorările ratelor dobânzii și în plus din faptul că agricultorii din Republica Moldova duc o lipsă acută astăzi de cash flow datorită vânzărilor foarte mici sau chiar deloc. O altă măsură întreprinsă este derogarea de la codul fiscal și noi înțelegem că lipsa acestor bani astăzi din datorată faptului că nu există vânzări sau prăbușirea pieții duce la incapacitatea de plată a impozitelor de către agricultori. După discuțiile avute cu Ministerul de Finanțe s-a luat decizia și prin următorul CSE va fi pus la vot. Aceasta ar fi decizie finală prin votul din CSE. Îi dau o citire. Prin derogare de la articolul 282 aliniatul din Codul Fiscal al Republicii Moldova numărul 1163 din 97, pentru producătorii agricoli care au avut de suferit ca urmare a secetei severe din anul 2022, se stabilește termenul achitării impozitului în cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor juridice, ale persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzători existente și s-au dobândit până la data de 25 noiembrie, inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunuri imobiliare se achită de către subiectul impunere la bugetul local conform amplasării obiectivului impun numai târziu de data de 25 noiembrie anul curent. Derogările prevăzute la punctul 1 se fac doar pentru bunurile imobiliare care fac obiectul investiții în sectorul agroalimentar în baza actelor de constatare a secetei întocmite de către comisii locale în modul stabilit de lege. De ce sunt două luni? Noi, în paralel cu Comisia Parlamentară în Parlamentul Republicii Moldova, lucrăm la proiectul de lege care trebuie să fie votat de Parlament, nu poate fi trecut prin CSE, despre care noi am vorbit la toate întâlnirile, de compensarea din contul TVA-ului datorat de stat pentru agenții economici a impozitelor și taxelor. Acest proiect este în elaborare și va fi votat de Parlamentul Republicii Moldova după ce va fi coordonat iarăși cu sistemele și structurile statului. Un alt proiect despre care am vorbit în conferința de presă trecută este de susținere prin rambursarea accizii în conturi la procesatorii de produse agricole din Republica Moldova. În mod deosebit vorbim despre prelucrarea și conservarea fructelor și legumilor și fabricarea zahărului. Unii dintre ei, în mod deosebit, ambii producători de procesatori de sfeclă de zahăr și producători de zahăr au capacitatea și posibilitatea să treacă producerea prin procesare nu cu gaz natural, dar prin păcură, lucru care l-au și făcut de toamnă. Și s-a luat decizia de a le rambursa acciza, pentru că în Republica Moldova este acciză la importul de păcură, în baza unui regulament care va fi elaborat de către Ministerul, el practic este deja elaborat de către Ministerul Agriculturii, împreună cu Ministerul de Finanțe, prin plăți directe în conturile lor, în vederea rambursării și susținerii procesului de procesare a sfeclei de zahăr și neadmiterii opririi acestui proces de procesare extrem de important într-o ramură strategică. Această dispoziție iarăși va fi votată la următoarea ședință a Comisiei Situații Excepționale. În ceea ce privește procesatorii și producătorii, nu procesatorii, dar producătorii de miere și relația lor cu ceilalți posibili și potențiali cumpărători. Ministerul Agriculturii este plenar implicat în procesul de stabilire a noi relații economice și cu toții cunoașteți că pe data de 11 octombrie eu împreună cu Ministrul de Externe mergem în Egipt pentru o rundă de discuții posibil ca să facem tot posibilul ca până la sfârșitul anului să avem semnat acordul de liber schimb cu această țară
care ar avea un potențial foarte mare de achiziții de fructe din Republica Moldova. Și o altă noutate ar fi că avem susținerea plenară a Guvernului României pentru a promova fructele pe piața din România. Anul trecut, anul curent, în primăvara trecută, am exportat peste 8.000 de tone și majoritatea s-au dus pe această piață. Evident că putem majora această cantitate contractând și semnând contracte cu Asociația Producătorilor și Asociația Marilor Lanțuri Comerciale din România, stabilind aceste contacte și relații comerciale. Pe de altă parte, avem susținerea Guvernului României pentru expoziția Indagro din 26-30. Începând cu săptămâna viitoare, vom începe să formăm listele de agenți economici care doresc să participe și noi vorbim despre membrii asociațiilor și nu numai, membrii asociațiilor Moldova Fruct, Asociația Producătorilor de Struguri de Masă, Moldova Nuci, apicultori din Republica Moldova, participanți la Oficiul Național a Viții, Vinii și Vinului și inclusiv agenții economici care nu fac parte din aceste asociații, spre regret, dar au potențial de a exporta și pentru a-și promova producția lor. Noi încercăm să facem la această expoziție un pavilion întreg pentru ca agenții economici cu potențial de a cumpăra și de a semna contracte cu producătorii din Republica Moldova să poată să-i cunoască din aproape pe agricultorii din Moldova, să le vadă producțiile pe viu și să stabilească niște relații economice bilaterale, convenabile pentru ambele părți și în interesul ambelor părți. Astea fiind spuse, eu vreau să vă spun că Ministerul Agriculturii ca niciodată este implicat în procesul de soluționare a problemelor. Probleme, mulți stimați agricultori, sunt foarte multe. În marea lor majoritate necesită rezolvare imediată. Și credeți-mă că Ministerul este implicat în aceste procese. Noi suntem ancorați în realitățile în care trăiți și dumneavoastră, dar la același timp trebuie să ținem cont că în Republica Moldova locuiesc 2,5 milioane de cetățeni, că agricultura este o parte componentă a acestei țări, trebuie să ținem cont de cei 700 de mii de pensionari din Republica Moldova, interesele cărora sunt reprezentate în mod fidel de către Guvernul Republicii Moldova, problemele cărora trebuie soluționate în fiecare zi și mai e un lucru care caracterizează societățile mature. Atunci când țara intră în pas și impact, toți se unesc pentru a găsi soluții, toți se axează pe rezolvare de probleme, toți se axează pe un scop comun, în prosperitatea poporului Republicii Moldova și acestei țări. Dar nu creează condiții de dezbinare, nu contează condiții de promovare a intereselor politice a cui n-ar fi. Și mai mult ca atât, eu în acest an atât de greu pentru Republica Moldova și pentru agricultorii noștri, eu aș vrea să declar agricultura liberă de politică pentru anul 22-23, eliminând orice discuții despre politică, pentru că atunci când apare politica în agricultură, atunci apar noțiuni care nu au nimic cu dezvoltarea, cu promovarea, cu susținerea, dar numai o sândă, răutate, dezbinare și promovare de interese foarte și foarte înguste care în timp se descoperă. Eu vă sunt alături, Ministerul Agriculturii este alături de toți agricultorii din Republica Moldova și este implicat plenar în rezolvarea problemelor tuturor. Cu următoarea ocazie voi ieși să vorbesc despre celelalte măsuri întreprinse în susținerea agricultorilor din Republica Moldova. Vă mulțumesc!